Bine v-am găsit, stimați urmăritori ai canalului EVZ Capital. Sunt Alecu Racoviceanu. Astăzi discutăm sub sigla unei reviste de suflet, evenimentul istoric. Și am, prin intermediul internetului, un invitat, tot de suflet. Vă mărturisesc, față în față, ultima oară m-am văzut cu el în urmă cu un an, doi. Timpul nu e foarte important în genul ăsta de relații. Într-o noapte plină de vrajă, așa cum cred că numai Maramureșul istoric poate produce. Și culmea, în loc să discutăm despre situația la zi, în loc să discutăm despre, știu eu, care or fi fost evenimentele în miezul verii, în urmă cu 2 ani, am discutat despre rolul social al folcului și de mesajul protestatar care trebuie să fie parte din activitatea fiecărui mare artist folk. Am să-l prezint la început pe invitatul meu ca pe un mare artist de folk. Îi iubesc foarte mult muzica, îi iubesc până și derapajele de rocker pe care le face pe anumite piese și abia apoi am să-l prezint ca pe fiul unuia dintre cei mai mari poeți români și artizanul unuia dintre cele mai intense fenomene culturale din perioada comunistă. Invitatul meu se numește Andrei Păunescu. Te salut, Andrei. Te salut. El este folkistul cu derapaje de rocker. Da, cele mai frumoase derapaje existente. Fiecare are părerea lui, bucurie să le ascultăm și la tine să le cânți. Iar tatăl său este, bineînțeles, Adrian Păunescu. Fenomenul cultural la care făceam referire este Cenaclul Flacăra. Un fenomen care timp de 10 ani, cred eu, că a schimbat percepția despre muzică a multor tineri într-o perioadă în care nu prea contactele cu muzica străină erau foarte mult limitate. De fapt, și tema întâlnirii noastre de astăzi are legătură cu modul în care Adrian Păunescu a reușit să ne transmită muzică, să ne facă părtași la gestul de a crea, într-o perioadă, repet, epoca de aur, îi ziceau susținătorii lui Nicolae Ceaușescu. Eu nu pot să sunt ținut de niște reguli de vorbire, nu pot să vă spun exact cum aș categorisi acea epocă. Andrei Păunescu, de ceva timp ai dat drumul la un canal pe YouTube, o să apară adresa lui exactă pentru ca urmăritorii noștri să-l vadă, dacă mai sunt oameni care nu au dat subscribe, cred că se cheamă, nu? La ce faci tu acolo? Abonare sau invitație. Abonare sau invitație. Încă e legal să vorbim în limba română. Dar nu mai durează mult. Nu cred că mai durează mult. Am o paranteză să fac. Aprecierea ta emoțională și afectivă m-a impresionat. Nu acum un an, am văzut că acum un an eram deja închiși prin casă, nu acum 2 ani, ci, dragul meu, sunt deja 5 ani, 6 ani se fac în vară de când ne-am văzut la Sighet. 6 ani? Nu, în 2015, da. 2015. Da. Deci se fac 6 ani. Ar trebui să ne vedem în vara asta la Sighet. Asta ca să nu spunem
peste 3 ani când ne-am văzut săptămâna trecută. Nu, cred că am încurcat anii pentru că eu am rămas neschimbat, dar acum când te văd pe tine, da, e posibil să fi trecut atâția ani. Da. Andrei, ce te-a determinat să începi să pui pe YouTube fragmente de filmări făcute cu tatăl tău în urmă cu 20-25 de ani? Și vorbește-ne un pic și de filmările respective. Păi, o să vă spun cele două, o să vă dau cele două răspunsuri. Unul serios, profund, și celălalt de împrejurare. Cel serios, profund, este că am sentimentul istoriei, sentimentul că dacă nu fac eu niște lucruri, mai târziu ele nu vor putea fi făcute sau vor putea fi recuperate foarte greu și fără contribuția martorului sau cameramanului care am fost. Și al doilea motiv este nenorocirea pandemiei care m-a obligat să stau acasă și să intru în arhivă, să trec pe digital întâlniri extraordinare, în cea mai mare parte legate de viața tatălui meu, și să le ofer, așa încât nenorocirea planetară și personală, că n-am mai putut merge aproape zi de zi în țară sau în diaspora la spectacole, s-a transformat în această șansă de a face canalul de YouTube. Și când spun asta, spun că e un mare noroc că după zeci de ani, pentru că filmările au deja zeci de ani unele dintre ele, filmările se păstrează la o calitate bună. Și oamenii pot vedea acolo și aceste dialoguri din pușcăria Jilava și întâlniri unice, cu replici unice, cu Florin Piersic, cu Vadim Tudor, cu intelectuali, cu artiști, cu tot felul de oameni, cu tineri celebri din muzica de astăzi care debutau acum zeci de ani la Cenacul Flacăra. Asta m-a determinat. Sentimentul istoriei pe care l-am înțeles de la tata, că niciodată nu trebuie să-ți părăsești calitatea de martor și de gazetar, și doi, nenorocirea pandemiei. Care a fost primul film pe care l-ai pus? În seara, de fapt, în care s-au împlinit 10 ani de când tata a plecat. Tata a plecat în 5 noiembrie 2010. Prin urmare, în 5 noiembrie 2020, am ieșit dintr-un fel de apatie, dintr-un fel de potențial al acestei comori pe care o am. M-am dus pur și simplu la o casetă video, am căutat un moment cu tata și am avut noroc în sute, în mii de casete, deci în mii și mii de ore, să cal... Bine, eu cam și știam ce am filmat, trebuie să recunosc. Și am nimerit o chestie fabuloasă, pe care am publicat-o chiar în 5 noiembrie 2020. Un ecran cu Adrian Păunescu văzut, cum să spun, aproape de celula lui intimă, un ecran uriaș în care el spune: am murit și am înviat, totuși iubirea. Asta este soluția pe care vă propun. Când toată lumea se urăște, noi vă propunem totuși iubirea. 1991, o filmare. Cu asta am început. Și apoi am început să public recitări extraordinare, întâlniri. Cum să spun, deja, fără să-mi dau seama, dintr-o datorie de fiu și de ziarist și de artist, pentru că în foarte multe sunt prezent și eu ca artist, din asta s-a transformat totul într-un fel de vuiet planetar, pentru că mă uit zi de zi. Sunt mii de oameni care văd asta din America până în Australia, din Andorra până în cătunele din Vaslui. Și se uită și văd că se poate face cultură și că n-am avut noi românii mereu atitudine resemnată, n-am fost viermi, nici în comunism, nici după, că am fost și oameni cu conștiință, cu idei, iar Cenacul Flacăra, al cărui film original acela, făcut de Cornel Diaconu, l-am pus în variantă integrală, iar Cenacul Flacăra este dovadă că aici s-a făcut și atitudine și cultură și într-un fel dizidență adevărată, nu de aia făcută doar pentru ego-ul dizidenților. 1991, spui că a fost prima filmare pe care ai pus-o. Uite cum da. Se închide un mic cerc spre discuția noastră de astăzi. Tot în 1991, Adrian Păunescu a mers în închisoarea Jilava. Da.
și a discutat cu Nicu Ceaușescu. Cu Nicu Ceaușescu, cu Dumitru Popescu Dumnezeu, cu Tudor Postenicu, cu Ion Dincă, cu Silviu Curticianu, șeful de cancelarie a lui Ceaușescu, cu generalul Ion Coman, cu Ștefan Andrei, întâlniri uluitoare. Dar acum vorbim de Nicu Ceaușescu. Da, sunt de 30 Nicu... de ani. Iată. 30 de și ani. Când spui că a mers în închisoare, vreau să mergem la momentul care ne-a și permis să ajungem acolo, pentru că nu poți să intri într-o pușcărie, te duci cu o cameră video și zici, hai, deținuților, să vă filmez. Eu știu foarte bine, știu cum a filmat Lidia Popeangă. Bun, hai să spun cum am filmat noi. Da. Ministrul Justiției de atunci era senzaționalul om de spirit și adevărat liberal Mircea Ionescu Chintus. Chintus. Pe o relație, cum să spun, omenească și civilizată, ba chiar și pe o relație personală pe care tatăl meu avea cu el, pentru că ne întâlneam în casa deja regretatului Miron Radu Paraschivescu în anii 70 la Vălânii de Munte, tata m-a luat lângă el și am mers în cabinetul lui Mircea Ionescu Chintus în 91. Și a spus, domnule ministru, dragă Mircea Ionescu Chintus, vreau să facem niște lucruri istorice. Dă-ne aprobarea să intrăm la Jilava și să luăm o dovadă despre ce a fost și despre poate despre ce va fi. Și Ionescu Chintus, să-l odihnească Dumnezeu că a fost un om fabulos, a zis, Andrei, dăm o adresă, că nu pot să-ți dau acord verbal. La pușcărie totuși o să-ți ceară o hârtie scrisă. I-am dat hârtia scrisă prin care ceream noi pentru redacțiile noastre accesul Adrian Păunescu, Andrei Păunescu, cu camera video la Jilava. Vă rugăm să ne permiteți accesul. Știi ce rezoluție a dat Ionescu Chintus pe acea hârtie? A spus, se aprobă atât accesul cât și ieșirea lui Păunescu, Adrian și Păunescu, Andrei de la pușcăria Jilava. Minunat! Ai văzut dacă pui să pun apostile un epigramist. Minunat-o. Și în afară de asta, să știi că și aprobarea de sus poate veni, dar jos sau la fața locului te pot bloca oamenii cu 10 aprobări dacă vii. La fața locului am găsit un colonel doctor senzațional, șeful, comandantul Spitalului Penitenciar Jilava, colonelul Aurelian Arusoaiei, un om de spirit senzațional. Chiar dacă, uitându-vă la figura lui, o să îi se pare că seamănă puțin cu fostul dictator al Germaniei de până în 1945, cu mustăcioară, așa, și un om nemaipomenit, scriitor și el, chiar și muzician și el. Și el acolo a fost gazda minunat. La el în birou s-au petrecut aceste filmări. În 91 am filmat în câteva ocazii câteva ore de dialog între Adrian Păunescu și Nicu Ceaușescu. Ați fost mai multe zile sau? Am fost în mai multe ocazii în toată luna august și tot atunci s-a petrecut o treabă pe care încă n-am publicat-o. Am cerut aprobarea să fie adus la un moment dat și deținutul Dumitru Popescu Dumnezeu. Da. Om de mare spirit și om de mare inteligență, sigur. Și un condei extraordinar. Da, și un tip foarte dur la vremea la care se ocupa de propaganda Partidului Comunist Român și cu care tata a făcut și lucruri senzaționale în sensul construcției, dar cu care a avut și conflicte. Când am intrat și ne-am întâlnit cu Dumitru Popescu Dumnezeu, el nu știa cu cine se va întâlni. A fost chemat în sala aceea unde filmam. Și când a intrat, a fost surprins și tata a spus, domn Popescu, țineți minte în 1970, când mi-ați ars cartea Istoria unei secunde, pentru că vorbeam în ea de Basarabia și îl citeam subversiv pe Eminescu cu Doina și aveam poezia Ieșirea din sobă, poezia antisistem, declarat anticomunistă. Țineți minte când dumneavoastră și sigur, comisia pe care ați făcut-o mi-a ars cartea. Atunci v-am spus că dacă un sistem, dacă un regim arde cărțile poeților, el nu va termina bine și v-am spus așa în 70. Domn Popescu, mi-ați ars cartea, dar eu vă voi aduce portocale la pușcărie când o să vă bage la pușcărie. Este august 1991. N-am găsit portocale, domn Popescu, dar am venit cu un portbagaj de lubenițe. Andrei, poți să-i aduci lubenițele domnului Popescu? Senzațional. Dar și că în Cronos, autodevorându-se, Dumitru Popescu Dumnezeu vorbește despre Adrian Păunescu.
arogându-și niște merite în lansarea. Dom'le, nu știu în ce măsură a avut merite în lansarea, dar sigur el și-a dat acordul și Cornel Burtică a contribuit foarte mult la asta, la emisiunile de televiziune făcute de tata în anii 77-78 până în 81, emisiuni de România au talent, emisiuni adevărate de România au talent, dovadă că valorile descoperite atunci încă mai sunt pe scenă și acum, chiar dacă sunt sexagenari sau septuagenari, artiști și medici. Unii am văzut după afișe, cu sufletul deschis, participă încă sub sigla Cenaclului Flacăra la concerte în țară. Da, da, la Cenaclul Flacăra, cel de astăzi, care, dacă nu era pandemia, urca într-un mod galopant spre un vârf. Începuserăm să avem an de an câte o gală cu sala Palatului plină și sute de evenimente pe an. Să revin la filmările din 91. Tehnica pe care o aveam era mică. Nu ne sprijinea nimeni. Dar uite că s-au ales multe, foarte multe ore de filmare, din care se pot alege și mărturii extraordinare. Cum a fost reîntâlnirea cu Nicu Ceaușescu? Se poate vedea chiar primul cadru pe care l-am publicat în film, este de fapt un prim adevăr față de legendele care circulă, ca să nu spun față de minciunile care circulă. Adrian Ionescu spune așa, când Nicu Ceaușescu deja era în fotoliu de vis-a-vis: noi n-am fost prieteni, Nicu Ceaușescu. Noi am fost tovarăși de luptă pentru multe cauze. Și când zici tovarăși, nu zici tovarăși bolșevici, ci tovarăși în sensul de camarazi pentru fapte bune. Inclusiv păstrarea Cenacului Flacăra, cât s-a putut. Doi ani încă. 12, nu, din 73 până în 80. Până în 83 a avut Până în 85, nu, el a fost din 73 până în 85 a durat și în 85 s-a interzis, în iunie. Deci el a fost chiar în ultimii ani, 83, 84, 85, atinsese niște cote uriașe, adică veneau zeci de mii de oameni pe stadioane la fiecare eveniment și securitatea a transmis un raport lui Ceaușescu, mai exact Tudor Postelnicu. I-a transmis un raport din care rezulta că Adrian Păunescu are o cotă de notorietate națională de peste 90%, adică 9 români din 10, indiferent de vârstă, știu cine e Păunescu, și în eventualitatea unei opțiuni politice, atenție, are o cotă de simpatie de peste 65%. Și Tudor Postelnicu i-a spus atunci lui Ceaușescu: tovarășul Ceaușescu. Și a pus caseta. Uite cum strigă tribunele, Păunescu, Păunescu. Uite cum strigă stadionul Giulești. Păunescu, Flacăra, vor băga Rapidul în A, Ceaușescu, PCR, au băgat Rapidul în B. Uite cum strigă tribuna din Satu Mare, uite cum strigă tribuna din Galați. Și Ceaușescu atunci, având încredere că Adrian Păunescu este un om care nu vrea puterea politică, a spus: Postelnicule, și pe Beligan, și pe Piersic îl aclamă tribunele, îl ovaționează, îi strigă numele. Și pe fotbaliști, tribunele îi strigă. Adrian Păunescu este un actor, îi zice Ceaușescu lui Postelnicu. La care Postelnicu, știi ce îi răspunde? Ca să vezi dorința de a face rău. Îi spune: da, tovarășul Ceaușescu, dar și Ronald Reagan, înainte să fie președintele Americii, a fost actor. Și în secunda aia se pare că soarta lui Adrian Păunescu s-a decis și Cenaclul a fost interzis în câteva luni. Apropo de tata, știind lucrurile astea pe care Postelnicu i le-a făcut, prin 90 și ceva, când Tudor Postelnicu l-a rugat să-l ajute cu un doctor care să-i confirme o boală, pentru că este foarte bolnav și nu mai poate sta la penitenciar, să poate să mai iasă într-un concediu medical, tata l-a primit, i-a zis: știu ce rău mi-ați făcut, dar nu asta e problema acum. Și l-a ajutat. Bineînțeles. Da, l-a ajutat și Postelnicu a avut o soartă mai ușoară de pușcărie prin ajutorul lui Păunescu, cel care fusese interzis de Tudor Postelnicu și ai lui. Ce rol a avut Nicu Ceaușescu lângă fenomenul Cenaclu Flacăra? Păi,
O să mă limitez la două roluri concrete, ca să nu spunem povești. În primul rând că el cât a fost, trei roli, cât a fost foarte tânăr, a iubit, ca orice om tânăr de atunci, a iubit muzica folk, muzica rock, libertatea, și atunci cu toate puterile lui pe care le avea, a pus umărul să existe și să rămână Cenacul Flacăra. După ce a devenit șef al UTC, al Uniunii Tineretului Comunist, a sprijinit cât a putut Cenaclu. L-a sprijinit în ce sens? În sensul că nu l-a interzis. Pentru că el, de fapt, atunci a sprijinit sărbările Scânteii Tineretului. Așa zisul contracandidat, construit exact, în jurul ziarului. Exact. De aia s-a și interzis acel fenomen interesant, dar făcătură. Cu sprijin de la UTC direct și cu bani, nu ca Cenacul Flacăra care s-a autofinanțat. De-aia sărbările s-au desființat în 85. Și omul care le conducea zicea, doamne, dar n-am făcut nimic, nu am nicio vină. De ce s-a desființat? Dacă tot Păunescu s-a interzis, să continuăm. Și s-a spus, tu nu existi. Tu ai fost o făcătură ca să nu fie Păunescu singur pe scenă, singur pe ofertă. Bun, deci ăsta a fost al doilea merit. Și un merit fundamental al lui Nicu Ceaușescu, vis-a-vis de ceea ce vedem astăzi, este că atunci când fostul prim-ministru Constantin Dăscălescu a vrut să ardă pelicula despre Cenacul Flacăra, pe care statul o comandase și pe care o realiza Cornel Diaconu, dar după câteva luni filmările s-au oprit pentru că se vedea un tineret român mult prea liber și un Adrian Păunescu mult prea puternic, Constantin Dăscălescu a vrut să ardă filmul, să-l topească. Și Nicu Ceaușescu a făcut un artificiu legal și a achiziționat filmul, l-a depozitat într-o arhivă și el există. Te salut, generație în blugi, există, pentru că Nicu Ceaușescu l-a salvat de ardere de la primul ministru al său, cum ar veni, de la guvernul său. Ce să-ți mai spun? Cam astea sunt lucrurile. Dar un lucru care e de știut. Cenacul Flacăra a avut ultimul spectacol în etapa de dinainte de interzicere, în 15 iunie 85 la Ploiești. La Ploiești, unde a avut loc și tragedia de pe stadion. Da, tragedia. Au încercat să-l bage în pușcărie pe tata atunci, inventând că a spus, închideți porțile, să ne luptăm cu natura. Era o furtună uriașă de vară. Numai că noi am avut banda și pe bandă spunea, nu ne putem lupta cu natura, să plecați acasă și ne vedem peste câteva zile, nu rămâneți aici decât dacă aveți responsabilitatea a ceea ce faceți. El fiind un actor pe scenă, nu un poet. Ei, n-au reușit să-l bage în pușcărie atunci. Și nici nu știu de unde am plecat, dar vorbeam de filmul Cenaclui. Și de faptul că Nicu Ceaușescu l-a stocat pentru a nu fi distrus la ordinul lui Constantin Dăscălescu. Da. Da, mi-am amintit. A doua zi dimineață, adică pe 16 iunie 85, Nicu Ceaușescu pleca într-o călătorie de 3 săptămâni prin China, prin Coreea. Și atunci, pe 16 dimineața, nefiind Nicu să mai pună frână interzicerii Cenacului, Cenacul a fost luat și mutat de la Uniunea Tineretului Comunist la Consiliul Culturii și în 10 minute Suzana Gâdea a și dat ordinul de interzicere a Cenacului Flacăra, în 16 iunie. Când Nicu Ceaușescu s-a întors peste câteva săptămâni, jocurile erau făcute. Chestie pe care o spune Nicu în filmul pe care l-am publicat pe YouTube. Când m-am întors din China și Coreea, jocurile erau făcute, din păcate. Și tatăl tău spune în film că l-a căutat, dar o zi prea târziu. Da, tata l-a căutat în decembrie 87, l-a sunat, noi eram la București, primeam telefoane de la un prieten, Vinereanu, care era șef de întreprindere industrială în Timișoara, pe vremea când în România mai existau industrie. Nu 87, 89. Da, în 89, scuză-mă. Da, da. În decembrie l-a sunat și i-a spus că în Timișoara sunt nenorociri, sunt mișcări, că se trage. Și atunci tata pe cine să sune? El era marginalizat, era interzis, n-avea dialog decât cu Ștefan Andrei din conducerea partidului. L-a sunat pe Nicu Ceaușescu la Sibiu, n-a putut da de el
Și asta îi și reproșează în filmul pe care l-am publicat, nu în sensul că se putea face ceva altceva decât dacă Nicu intervenea într-un fel, poate se mai limitau proporțiile dezastrului și greșelilor făcute în toate zilele alea până în 22. Știu eu, e greu de crezut că avea... Tata avea iluzia că da, poate... Avea, oricum, deci îmi spui așa, Adrian Păunescu a încercat. Forța și chiar spune Adrian Păunescu. Da, forța pe care ar fi avut-o Nicu Ceaușescu, aici mă îndoiesc că... Adrian Păunescu spune în filmul acesta, îi spune lui Nicu, sigur că erau făcute cărțile, sigur că nu puteam face, dar cine știe, de la o întâmplare poate porni, nu știu, se poate limita un rău, poate fi făcut un rău mai mic. Asta sunt lucruri din acest film. Și trebuie să spun că în filmul ăsta am publicat câteva extrase. Filmul, interviul este mult mai lung. Sigur, cine are astăzi pretenții de podcast cu toată tehnica de vârf, e greu să urmărească niște lucruri în care se spun cu substrat adevăruri, se spun cu temere, să nu uităm, Nicu Ceaușescu era în pușcărie, nu era în parc. Nicu Ceaușescu era bolnav, Nicu da. Ceaușescu și Nicu Ceaușescu era bântuit în perioada aia de două sentințe destul de grave. Da. Că vin tot felul de deștepți, nu mulți, adevărat, din miile de oameni care comentează, mai vin unii și spun, nu se aude bine. Și eu în general mă abțin, sunt politicos și spun, poporul are întotdeauna dreptate, vorba lui Simeon Bărnuțiu la 1848-49. Dar le mai și spun când mă enervez, le spun, auzi, mintea se mai antrenează și dacă asculți și dacă nu ai tot. Vrem subtitrări, ia pune urechea și ascultă și încearcă să-ți folosești și mintea, că nici nu erau smartphone-uri și nici nu vă strică dacă ascultați cu atenție și altceva decât 30 de secunde pe Instagram cu trei funduri dezbrăcate și cu o vacanță fake a unei borfeline. Nu, mai interviurile, interviurile astea când le urmărești, de fapt, îți completezi cultura generală sau ți-o sedimentezi urmărind anumite personaje, nu... Ce e asta? Spune, definește-mi și mie că nu se mai cunoaște treaba asta în ultimul timp. Spune pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, că ei știu, dar spune să se audă ecourile pentru milioanele de oameni care nu mai vor decât WhatsApp, filmulețe, ha-ha-ha, ce ne distrăm. Și mass media... Și care au convingeri ferme, Sunt... Feriți-vă, dragilor, de oameni care au convingeri și certitudini din astea inflexibile și bucurați-vă când mai găsiți și dileme. Oameni dispuși la dialog asta. Nu, la mai... dilemă. La dilemă, hai să zic că mai sunt oameni, dar dispuși la dialog este atât de greu să mai găsești. Eu văd în mine, nu mai am răbdare. Nu, pur și simplu nu vreau să interzic altuia dreptul de a se exprima. Dar sunt atât de multe păreri aruncate în spațiu public în ultima perioadă, încât despre multe din ele spun, bă, nu mă interesează. Ce înseamnă pentru grâu din spatele casei mele că plouă în Madagascar? Nimic. Așa, uite, un puști mi-a comentat când a văzut el printre sutele de mii de oameni care au văzut pe toată planeta asta, întâlnirea de acasă dintre tata și Florin Piersic în 1983, o mică înțepătură inteligentă și cordială între doi artiști. Și puștul ăsta mi-a comentat, mi-a spus așa, doamne, păi ăsta e un adevărat podcast. Păi cum, în 91 erau podcasturi? Doamne, n-am trăit, nici nu eram născut atunci, dar mi se pare fabulos că de fapt marile formate și marile adevăruri și dialogurile nu sunt inventate nici de podcast, nici de WhatsApp, nici de Instagram, nici de Facebook, ci sunt lucruri din totdeauna, desigur, puse pe altă tehnică. Da, acum trebuie să fim sinceri, Andrei, că dacă ar fi fost un interviu filmat în vederea difuzării între Adrian Păunescu și Florin Piersic, ar fi avut alt tip de dialog. Exact. Era și mai... El nici nu știa că va fi filmat, a venit pe la noi, eu am pus mâna pe cameră, cum am făcut de sute de ori, și am filmat.
Și nu-mi pare rău, pentru că așa am filmat niște lucruri fantastice, fabuloase. Ce să spun, evenimentul acela din ianuarie 93, în care noi împlineam 100 de apariții ale cotidianului Vremea. Discursul lui Vadim, nu? Da, și ne-am strâns la masă după festivitatea de premiere, tata, mulți artiști ai Cenacului, Flacăra, Tatiana Stepa, Cristi Buică și ceilalți, Vadim și așa mai departe. Și ei au început să recite și să vorbească. Am început să cântăm, iar eu am luat camera, eu fiind cum ar veni gazda evenimentului, eu aș fi putut să-i spun cuiva, filmează-mă ca să fiu... Nu, am luat camera pentru că am știut că va fi o întâlnire istorică. Iar ce recit Adrian Păunescu acolo? S-au adunat necazuri mari pe țară și păsările negre se rotesc, veghească țara noastră să nu moară, să nu se stingă neamul românesc. Sau discursul lui Vadim despre interesele mondiale de fărâmițare a statelor naționale și a identității. Astea sunt lucruri fabuloase. Și să știi că lumea le urmărește. Dacă m-a și mirat discursul lui Vadim, pentru că la o întâlnire prietenească, efectiv s-a comportat ca un tribun, cum îi plăcea să îi se spună. S-a ridicat și a ținut discursul cu notele lui artistice pe care le punea. Da, să spun că am filmat câteva ore de bandă, tot în același an, 1993, nu le-am publicat încă, dar le voi publica. Atunci când am mers spre Țebea, sărbătorile din septembrie de la mormântul Avram Iancu, am plecat cu un avion din București și erau tata, Vadim, Adrian Năstase, care era președintele Camerei Deputaților, Liviu Maior, ministrul învățământului, Hrebenciuc, Cosmâncă, Opaschi, Nicolae Spiroiu, deci o seamă de oameni din conducerea țării. Am plecat, după era să cădem, să ne prăbușim cu elicopterul pe la Săliște, beca cu un autocar și să vezi discuțiile din autocar. De la lucruri intime, relații amoroase între scriitori, până la mari probleme naționale și mari probleme de strategie în cultură. Și da, fabulos. O să-l public probabil la toamnă. Tocmai la toamnă? Păi, până la toamnă am calendarul plin de filmări. Uite, am descoperit recent și o casetă pe care nu știam că o mai am. În martie 99, o înregistrare de la mama mea de acasă, Constanța Buzea, înainte de a fi evacuată dintr-o casă retrocedată abuziv, pentru că deasupra ei un securist fost spion de-al nostru își cumpărase casa în bloculețul ăla. Mama n-a putut să-și o cumpere, deși retrocedările au fost făcute cu o dreptate diferențiată. Am filmat-o pe mama mea recitând și povestind și a fost nu numai un lucru personal pe care l-am datorat pe 29 martie ei, când ar fi împlinit 80 de ani, s-a dovedit că l-am datorat multor oameni care vor poezie. În câteva minute au fost mii și mii de oameni în toată lumea asta care s-au uitat și care au reacționat. Trebuie spus că Dumnezeu a avut mai multă nevoie de ea decât... în fine. Acum nici nu știu dacă să-mi doresc să se termine pentru mine pandemia atât de repede, pentru că tentația să plecăm din nou, să ne luăm chitara și geamantanul. Știi că eu încă am geamantanul după un an jumate de când am mai plecat în turnee. Am încă geamantanul făcut, așa cum a stat ani și ani. Dacă vine vreo ocazie, adică să fii pregătit, nu? Nu, eu am fost obișnuit în ultimii mulți ani să am geamantanul făcut, doar prospătam conținutul și nici nu știu dacă ar fi bine pentru mine, cu lucrarea pe care o fac acum pe YouTube și pe Facebook, Andrei Păunescu oficial și canal oficial, tot Andrei Păunescu pe YouTube, nu știu dacă ar fi bine să o iau din nou la drum. Tentația este mare să te întâlnești cu oamenii față în față, dar obligația mea este să dau ceea ce am și să lămuresc ce am de lămurit, pentru că mulți n-ar înțelege dintre cei care mă urmează și care ar intra în posesie acestor materiale filmate, n-ar ști cum să le explice, cum să le dezlușească. Deci asta e. Eu mă bucur de pandemie stând și oferindu-vă lucrurile astea. Și să mai spun ceva,
mi-am plătit foarte scump prețul de a vă oferi, dragi prieteni, gratuit toate lucrurile astea, luând de la gura familiei mele niște oferte teribile, pentru că marea libertate este să faci ce îți spune conștiința să faci, chiar dacă asta înseamnă să nu îți asiguri financiar persoana și familia pentru ani sau zeci de ani. Da, adică Andrei vrea să ne spună că a primit oferte pentru a vinde aceste casete, dar ofertele erau însoțite de promisiunea că nu le va mai folosi niciodată. Da, trebuia să dau originalele, ca să spun ceva, unul dintre, cum se spune acum, mogulii presei românești, înainte ca tata să se stingă, cu 2-3 ani, când încă era în putere, când zic mogul, zic un termen pe care îl folosesc mulți. Și a spus Adrian Păunescu, ei erau într-o relație bună, îți ofer 1 milion de euro ca să-mi dai opera domniei tale, să o pot transforma în ceea ce pot eu să o transform, că mă pricep la afaceri, să o tipăresc în exemplare, să o tipăresc în tot felul de medii. Și tata, dincolo de faptul că orice calcul logic arăta că niciodată în viață și nici 10 generații de acum încolo nu se va scoate 1 milion de euro din vânzarea de cărți pe piață, tata a spus, pot să vând orice, dar nu pot să vând ceea ce este al meu și al sufletului meu și al copiilor mei, chiar dacă niciodată nu vom putea exploata nici pe sfert, nici pe o zecime opera mea la această valoare. Și nu și-a vândut drepturile pe poezie. Pe 1 milion de euro. Cum nu și-a vândut în anii 2000, când era nebunia aia cu bani foarte mulți în fotbal, nu și-a vândut conștiința să scrie imnuri pentru Dinamo și pentru Steaua, deși era prieten sau în relații foarte bune cu Nicu Badea de la Dinamo și chiar cu Gigi Becali, care vreau imnuri pentru Dinamo și pentru Steaua. Știi ce le-a spus tata atunci? A mai spus asta în niște interviuri. Le-a spus, da, dragă Nicule, lui Nicu Badea, care e un om minunat și care a scos recent o carte uriașă despre istoria etnică și culturală a spațiului românesc, o chestie tipărită în Italia, fabuloasă. Din păcate nu e în librării, dar este nemaipomenit. I-a spus, Nicule, în afară de faptul că nu știu cum un om deosebit ca tine poate să țină cu Dinamo, e greșeala vieții tale, Badea fiind patronul lui Dinamo, uite, eu am scris pentru Rapid și pentru Craiova pe gratis, în anii aceia în care nimeni nu se gândea la dreptul de autor, am scris pentru că le iubeam și pentru că eram solidar cu faptul că voi, Dinamo și Steaua, le prigoneați. Nu mă pot preface că iubesc ce nu iubesc. Este ca un bărbat. Dacă nu poate, se vede că nu poate. Deci nu, dacă nu mi se scoală inspirația, nu pot să scriu ceva credibil. Și a refuzat-o. Dar la Eterna Terra Nova, inspirația a fost vânjoasă. Și la imnul Rapidului. Și la imnul Rapidului. Ambele sunt grozave. Ba chiar imnul Rapidului este puțin mai apropiat de ideea de imn sportiv. Cântec pentru Oltenia, Oltenia Eterna Terra este așa mai mult un cântec, adică depășește condiția de cântec de echipă. Este un cântec pentru o istorie, pentru o parte a geografiei și culturii noastre. Da. Am băut cafea, am băut 2 guri de cafea înainte, eu nu prea beau cafea și sunt frenetic, vorbesc. Treaba ta. Avem pentru spațiu pe internet. Pentru tine e simplu, da. E minunat, dom'le. Dar cum a scris un moldovean, să-l orinească Dumnezeu pe învățătorul Valeriu Penișoară din Duda Epuren de Vaslui, dinamovist, cum a scris muzica la cântecul ăsta pentru Craiova, veni noi de la Timișoara. Eram în turneu și poimine era meciul Craiova-Kaiserslautern, 16 martie 83. Și tata a zis, hai să scriem un cântec. Era entuziasmul marilor înfruntări pentru Craiova. Da, urma să vină meciul cu Kaiserslautern. Și atunci au scris, Oltenia Eterna Terra Nova, un cântec care astăzi și-n priviri, ai Universitatea, ai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Da, la Rapid, cine a făcut muzica? Socaciu? Socaciu a făcut muzica. Socaciu, da. Dar și aia, știi cum s-a scris? Eram pe stadion, jucam fotbal, că periodic echipa de la revista Flacăra juca fotbal. Asta se întâmpla
pe la începutul, prin februarie, martie, 80. Și dădeam mingile de încălzire, acolo în spatele porții, de la partea închisă a Podcoavei, lângă tunel, Giuleștiul vechi, gata. Nu mai știm decât din amintire. Tădeam și tata îi spune lui Socaciu, care era mâna lui dreaptă atunci. Îi zice, Victore, hai să scriem un im pentru că oamenii ăștia merită. Rapidul era în divizia B. Ai chitara la tine? Socaciu, bineînțeles, o am în mașină. Îți dai seama ce pățea dacă n-avea chitara la el. Și până s-a dus Socaciu să ia chitara din mașină, neavând nicio melodie, deci totul era spontan, tata, dând cu piciorul într-o minge la încălzire, îi zice Ovidiu, lui Ianițoaia, care era redactor la Flacăra, ai o hârtie, hai să notăm. Și nici nu știu pe ce hârtie, pe un șervețel, pe un carton de mici, nu știu pe ce a luat Ianițoaia și a notat. Și tata, dintr-o dată, a zis, suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid, nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Vine Socaciu cu chitara, zi, fă o melodie. Asta, jucăm fotbal. Și Socaciu a început. Suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid. Și după aia cum e refrenul? Păi au făcut refrenul, a dictat și s-a cântat în câteva zile pe goarna prăpădită a stadionului și după aia la marele derby pierdut de Rapid, 3-1 cu Progresul. În iunie s-a cântat din tribună, că n-aveam voie pe stadionul 23 august la boxe. Istorie. Superbă tolbă de istorie ai, Andrei, ca de obicei. Da. Știam. Timpul alocat întâlnirii noastre se apropie un pic de sfârșit, ceea ce înseamnă că urmează să-l prelungim. Mă lai să fac o precizare? Te rog. Că n-am vorbit de mult. Am văzut că ai făcut o pauză foarte rafinată, ai zis timpul alocat. Eu mă ocup acum, am tot pe canalul de YouTube, o rubrică numită Emisiunile trece, perlele rămâne, în care analizez și științific, pentru că 20 de ani am predat jurnalism și lucruri de limbă și de comunicare, și științific, dar și polemic, greșelile de limbă. Și una dintre cele mai frecvente este asta, ligamentul ăsta, căruia îi zic ligament falic, ca în cântecele proaste de muzică ușoară, fi tot timpul a mea, tot timpul anului, fi tot timpul a mea. Sau cunoscutul vers al unui poet care n-avea urechea foarte bună, vine iarăși luna mai și pe câmp iz de susai. Da, asta cu pe câmp iz de mici și iz de distracție se aude la televizor. Da, mie deci, asta cu timpul a expirat, mie mi se pare că sună foarte bine. Dar în timpul anului, asta sună poliție. Da. Sau, țin minte, un moment la un concert. Vezi ce înseamnă internetul? Vezi ce înseamnă internetul? Da, 15 știi, băieți aia, de la CNA aveam pe noi dacă ne dădea la televizor acum. De ce? De ce? Asta e limba română. Sunt ligamentele limbii române. Păi, scuză-mă, sunt miniștri și le sunt... Le explicai când te chemau deja la judecată, nu înainte. Dragul meu, eu am început să scriu comentarii și rubrica asta din Flacăra, pe care o ține sora mea, Ana Maria, acum, am început să o scriu în 2007, în mod permanent, de când am auzit o reporteriță care stătea sub canicul, așa cu microfonul în mână, pe o linie de tramvai și zicea, sunt 42 de grade la umbră, dar la nivelul asfaltului, mercururile arată 5 de grade. Cam zis. Bun. Dar ce televizor aveai? Că eu n-am auzit-o pe asta cu mercurul. În 2007? Cum? Era vara. Nu mai știu. Cred că era la realitatea. Deci cum mercururile termometrelor arată peste 50 de grade. Și aia fabuloasă despre un șeic. Șeicul la bătrânețe a dorit să moară unde a și trăit, lângă oaza sa preferată. Vrăjitorul din Oz era prieten cu vrăjitoarea de lângă oază. De lângă oază. Și alte nebunii. Și de astea găsiți pe Împăratul canalul. Avea o grădină și în fundul măr. Doamne, să știi că din ce mai puțin spectaculoasă e vestea asta astăzi. Da, așa e.
Bine că n-avea, bine că avea ceva bio și că n-avea ceva de plastic sau de silicon. Sau mult prea natural. Da, asta nu e bine. Nu e. Ba, e bine. Habar n-am. Nu știu. Revenim. Tata și Nicu Ceaușescu n-au avut nicio relație personală. Au avut o camaraderie în sensul că tata a fost mereu ieșit din toate găștile, nici nu i-a plăcut să bea. Chestia asta e demontată și în film, adică niște prostii. Iar poza aia ticăloasă publicată în 4 ianuarie 1980, aură, să nu reiasă că asta e poza ticăloasă. Nu, nu. Poza publicată în 4 ianuarie 90 de România Liberă cu Adrian Păunescu și Nicu Ceaușescu cu două cupe în mână, ciocnind, și prezentată așa chefuiau ei, așa trăiau ei, pentru ca lumea iritată să se ducă să-l omoare pe Păunescu. Bine, era prietul. Perioada când se scria Ceaușescu cu cumic. Da. Bun. Poza aia, spune și Nicu, acum spune și tata în film, e făcută la o festivitate de decernare a premiilor UTC de către Nicu Ceaușescu, cu 70 de oameni de față, în care a ciocnit o cupă de șampanie cu Adrian Păunescu, cu părintele Doru Gheaja de la Alba Iulia, un pop venit și premiat de o instituție comunistă. Asta Adrian Păunescu a provocat-o și Nicu Ceaușescu a acceptat-o. Cu Cristi Minculescu, premiat ca solistul numărul 1 al rockului nostru, cu toți folchiștii și cu toate trupele de pletoși și de underground. Ei, când s-a publicat poza, s-a publicat ca și cum ar fi fost de la o beție privată, nu de la un eveniment. De la asta, să știi că a plecat demonizarea lui Adrian Păunescu în 90 și mulți nici astăzi nu suportă, chiar dacă el a murit de 10 ani, nu suportă discuția, că se confirmă, da, ce spunea tatăl meu. Eu și mort sunt mai puternic decât dușmanii mei vii. Foarte puternic. Foarte puternic. Păi gândește-te ce a premiat, apropo, ce a premiat Nicu Ceaușescu. A premiat o poezie, sfidăm violența și tot ce-i urât, de proști suntem astăzi sătui până în gât, nimic nu se face cu omul ca rol, iubirea cu forța se cheamă viol. Poezia și cântecul Omul Liber, pusă pe muzică de Vali Șerban, premiată în 1984 de Nicu Ceaușescu și în aceeași seară, după ce a fost difuzată la Radio Cenacul Flacăra de Adrian Păunescu, interzisă de latura ailaltă din partid și trimisă în pușcăria cântecelor nedifuzabile tot la Jilava. N-au fost toți la fel și n-au fost numai viermi și numai politruci și numai lași în, nici în epoca aia. Sperăm că nici astăzi. Andrei Păunescu, îți mulțumesc pentru clipele petrecute împreună. Mi-aș dori să le repetăm de câte ori avem chef. Nu merge chiar așa, că suntem doi oameni ocupați de multe ori. Am tăcut. Lasă-mă să vă spun un refren pe care l-am scris eu, că ăsta nu e un cântec scris împreună cu tatăl meu, un cântec de după. Yeah. Am dreptul la somn prin perne uitat. Așa poți fi domn la mine în pat. Eu nu vreau să fiu pe viață legat. Eu bag la patron, eu bag la stat. Eu bag la patron, eu bag la stat. Eu bag. Dar știi că prezentatoare de televiziune, o producătoare m-a întrebat când scrie afișa tehnică. Ea scrisese Iliniuță, o bag la patron, Iliniuță, o bag la stat. Foarte bine a scris. Și am zis, dacă ar fi fost altul sensul. Și s-a corectat și a scris, eu bag la patron, eu bag la stat. Andrei Păunescu, îți mulțumesc pentru zâmbet. Să știi că nu scape odată de o discuție de o oră despre dacă mai poate fi protestatară muzica. Sau dacă mai are cine să o asculte când e protestatară. Îți mulțumesc, ne-ai clarificat și legătura secretă dintre Nicu Ceaușescu și Adrian Păunescu. Trăim într-o lume în care, din păcate, în fiecare 24 ianuarie trebuie să amintim că s-au unit principatele române, o lume fără memorie, așa că
faci un lucru minunat cu canalul tău de YouTube, iar noi vom continua să îl urmărim cu atenție. Vă mulțumesc și vouă pentru răbdare, cei care ați urmărit această, nici nu știu dacă se cheamă emisiune, dar îmi place numele. Mulțumesc și echipei tehnice.